Uleiul. În multe locuri din Vechiul Testament întâlnim pasaje care vorbesc despre ulei și diferite ungeri cu ulei. Uleiul are mai multe întrebuințări. Uleiul pentru ungerea rănilor. Numai Duhul Sfânt este în stare să ungă și să lege aceste răni. El poate trata maladiile noastre sufletești, numai El ne poate da mângâieri în momentele critice. Uleiul pentru luminat. Unde lemnul pentru sfeșnic avea un mare rol în slujba sfântă de la cortul întâlnirii. Fără uleiul Duhului Sfânt, noi nu vom putea lumina. Uleiul pentru față. Candelele trebuiau să lumineze fața preoților. Fețele celor credincioși trebuie să radieze, răspândind o lumină nouă. Cuvântul lungere denotă lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Noi, prin Duhul Sfânt, primim în Duh ungerea cea sfântă, care ne aduce mai multe însușiri. Putem aduce lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Primim o vedere spirituală a tuturor lucrurilor și puterea de a pătrunde esența acestora. În Vechiul Testament erau unși preoții, profeții, regii și diferite obiecte din cort. Primul scop era acela de a demonstra că o persoană este pusă deoparte pentru Dumnezeu și al doilea era să simbolizeze înzestrarea cu Duhul Sfânt pentru slujire. Prin ungere e simbolizată prezența specială a Duhului Sfânt în viața și lucrarea credincioșilor. Becetea. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Becetea sau sigiliul reprezintă primirea Duhului Sfânt, drept asigurare că sunt moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Pecetluirea Duhului Sfânt arată că s-a încheiat o înțelegere, siguranța de a fi ocrotiți de Domnul, dar și autenticitatea că suntem ai Domnului. Această acțiune de a pune sigiliu pe ceva anume apare de mai multe ori în Noul Testament. Prima oară se precizează că Mântuitorul a fost coborât de pe cruce mort, a fost așezat în mormânt și se dă poruncă să fie sigilată piatra de la ușa mormântului. Dar oare ce a vrut să spună Pilat când a dat această poruncă? De fapt, ei au vrut să fie siguri că ceea ce au închis în spatele pietrei va rămâne acolo, să nu vină nimeni noaptea să-L fure pe Iisus. Astăzi, când te duci să-ți cumperi ceva, mai ales dacă este un lucru scump, unul dintre lucrurile pe care îl întrebi este: acesta este original? E veritabil ce-mi vinzi sau este o imitație? Noi dorim să arătăm validitatea unui lucru printr-o dovadă autentică. Ceea ce se spune să fie adevărat. Întotdeauna un sigiliu este ușor de rupt. În vremurile de mai demult și astăzi uneori, se pune în ceară sigiliul. Cine nu poate rupe sau fărâma un buton de ceară? Aceasta e prima lucrare a lui. De aceea apostolul Pavel spune: nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu căuta să rupi sigilul acesta. Iar în al treilea rând, schimbarea pe care el a făcut-o este reală.
pecetea Duhului este o dovadă clară că ceea ce spun că sunt, sunt cu adevărat. Arvuna, El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Arvuna înseamnă un lucru primit înainte. O parte dintr-un lucru drept garanție că la un timp anumit se va da și restul. Primirea Duhului Sfânt de către un credincios determină nu numai siguranța mântuirii, ci și obținerea ca avans a unei părți din bucuriile cerului. Primirea arvunei Duhului Sfânt asigură primirea vieții veșnice, primirea răscumpărării trupului prin înviere, primirea moștenirii veșnice, primirea gloriei veșnice și primirea împărăției cerurilor. În ce condiții cineva dă o arvună cuiva? Un om începe o lucrare și beneficiarul îi dă un avans, o arvună. Omul începe lucrul și știe că atunci când îl termină, primește toată suma. Aceasta este imaginea cu privire la Duhul Sfânt. Noi, deja de aici, din Valea Plângerii, experimentăm ceva ce urmează să fie din plin în veșnicie, când vom fi în fața judecătorului. Un om care are lucrurile acestea poate trece prin ceea ce a trăit apostolul Paul. Se aruncă pietre, raps de foame, de sete, ești în zdrențe, dar rămâi același și poți să încurajezi și pe alții. Nu te cuprinde întristarea peste măsură, nu cazi de oboseală, ci semeni aici credința puternică, pentru ca la sfârșit să poți și secera. Aici e arvuna, lucrul care vine și anticipează ce urmează să primim, garanția pe care ne-o dă înainte, iar la final va urma suma deplină. Meditat împreună
în această primă parte adorației și a vigiliei pentru pregătirea rusaliilor, simbolurile pe care le găsim în Sfânta Scriptură, porumbelul, vântul, focul, apa, uleiul, pecetea și arvuna. Suntem împreună în această catedrală pentru a implora venirea Duhului Sfânt asupra comunității noastre, asupra noastră, a tinerilor adunați aici în rugăciune, precum odinioară ucenicii și apostolii în cenacul. În a doua parte a acestei adorații, sub privirile preacuratei Fecioare Maria, dorind să înălțăm către cer rugăciunea Rozariului, suntem și în luna mai. Ne vom ruga Rozariul într-un mod special. Știm că atunci când a venit Duhul Sfânt, ucenicii au vorbit în diferite limbi și oamenii îi înțelegeau în limba proprie. Dorim să retrăim acest moment de har, această venire a Duhului Sfânt asupra Bisericii. Ne vom ruga în diferite limbi, prezente pe toate continentele Pământului. Răspunsul la a doua parte a rugăciunii va fi mereu în limba română. Acest rozariu îi amintim pe toți cei dragi ai noștri, pe cei pentru care suntem datori să ne rugăm, pe cei bolnavi, în special pe tânăra din grupurile parohiei noastre, care are o cruce mai grea a suferinței pe umerii proprii. Îi amintim și pe cei de acasă. Îi amintim de asemenea și pe cei pe care poate nu reușim să intrăm pe o frecvență a inimilor, pe cei care ne sunt antipatici, poate pe cei pe care nu reușim să îi privim în ochi sau să îi suferim. Îi includem pe toți și toate nevoile Bisericii de pe întregul pământ. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O Iisuse! O Marie zămislită fără de păcat!
Duhule Sfinte Dumnezeule, medita împreună misterele de slavă. În primul mister de slavă medităm învierea lui Iisus Hristos din morți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Medogbina o Maria, e io pla menu venu, a petola liba plio, o io au le nyon otome, e io ira wa tome vi Yesu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Assalamu alaiki, ja Maryam, ja mumtelea ni'matan, Ar-Rabbu ma'aki, wa
وباركت أنت في النساء ومبارك ثمر بطنك يسوع المسيح. Hesche Hrut Maria, Volvan Henade, de Heris Metu. He sieht die Gesenchende unter den Frauen, und gesenchend ist der Jesus, die Frucht von Jesus Gott. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Радуйся, Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Santa Maria, Salamu Maria, omegiane, ma buona iunaue, me barichiua culicuana wakiote, na esum zawatum bolacua me barichiua. Gloria Patrii et Filio et Spiritui Sancto, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. O Iesu, iartă-ne păcatele, ferește-ne focul iadului și dulce toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. O Marie zămislită fără de păcat, Duhule Sfinte Dumnezeule, miluiește-ne! În al doilea mister de slavă, medităm înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Duc bine au Maria, e ioc la minu venu, a peto la libra plio, o ira o linion nu dumi, e o ira o adome vie su. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمر بطنك يسوع المسيح. Vesse Hrut Maria,
volva genade de heris met u. Hezit de gezegend de onder de vrouwen, en gezegend is de Jezus de vrucht van uw zocht. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Радуйся, Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Salamu Maria, ume Giane, ma buona iunnaue, ume barichiua, culicu anaua che ote, na esum zaua tumbolacu ame barichiua. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, Gloria Patrii et Filio et Spiritui Sancto, precum era la început și acum și curea și în vecii vecilor. O Iesu, iată-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și Dumnezeu toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. O Marie zămislită fără de păcat, Duhule Sfinte Dumnezeule, al treilea mister de slavă, medităm misterul sărbătorii pentru care ne pregătim coborârea Duhului Sfânt asupra Mariei, asupra apostolilor adunați în cenacol, asupra bisericii, asupra noastră a tuturor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bina o Maria, e yo kula menu venu, apetola legba kliu, o ira o lenyon o tome, e yo ira wa tome vi Yesu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Salamu alaiki, ya Maryam, ya mumtalia naamatan, Ar-Rabbu maaki, mubaraktun anti fin nisa, mubarakatun rabbatniki, Yesu al-Masih. Veste frut Maria, volvan genade, de heris met u. Hezit de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el vientre de tu, es el fruto de tu vientre, Jesús. Радуйся, Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Salamu Maria, umejane ema buana yunawe, umebarikiwa kulikuwa na wake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, precum erat in principio, o Jesu, o Marie zămislită fără de păcat. Duhule Sfinte Dumnezeule, în al patrulea mister de slavă medităm ridicarea Preasfintei Fecioare Maria cu trupul și cu sufletul la cer. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pina o Maria, e o pla menu venu, a petola liba plio, o ira o lignon no tome, e o ira o adome vi Iesu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtalia ni'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti fi nisa', mubaraka thumra batnik Yesu al-Masih. Veshechrut Maria, Wolfgang Genade, de Heer is met u. Gezegend de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Радуйся, Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Salamu Maria, umejane ema buona iunnawe, umebarikiwa kulikuwa na wake ote, na Jesu mzawa tumbo lako umebarikiwa. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, merala o Jesu, Marie zamislită fără de păcat. Duhule Sfinte Dumnezeule, în al cincilea mister de slavă merităm hramul catedralei în care ne aflăm, în coronarea Preasfintei Fecioare Maria ca regină a Universului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Medugina o Maria, e ior pla menu venu, apetola ligba pliu, uira o lignon o tome, e uira o atome vie sum. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمر بطنك يسوع المسيح وسخوت ماريا فولوان خنادة دخيريز متيو هزي دخزيخن دي وندر دفراون En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Радуйся, Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Саламу Мария, омеджа нейма, буана юннауе, ме барикиуа куликуа на ваке оте, на езум зауа тумболакуа ме барикиуа. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. O Gesù, o Maria zamislita fără de păcat. Duhule Sfinte Dumnezeule.
Bucură-te, Regină, Maica Milei, viața, mânghierea și speranța noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce-ți spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ne nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce fecioară. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozariu, să ne rugăm, Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul, ca cinstind aceste mistere, prin Rozariu Preasfinte Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc prin același Hristos, Domnul nostru. Adu-ți aminte, o prea bună Fecioară, să adorăm fierbinte. Aleluia! Având în sine orice plăcere, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm nouă care așteptăm coborârea Duhului Sfânt, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
peste noi a revărsat Domnul veșnica lui milostivire și adevărul Domnului va rămâne întotdeauna. Lăudați pe Domnul în neamurilor, lăudați-L toate popoarele, Osana, Osana, Osana Fiului lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi. Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-L toate popoarele, Osana, Osana, Osana Fiului lui Dumnezeu. Să adorăm în veci preasfântul sacrament. Lăudați-L toate popoarele, Osana, Osana, Osana Fiului lui Dumnezeu.
un pic ca să fac o fotografie.